Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Începem săptămâna cu o serie de probleme care țin de legislația românească. Din păcate știm cu toții că încă în țara noastră sunt foarte mulți români care se judecă de ani de zile prin tribunale cu vecinul, cu sora, cu fratele, poate chiar cu copiii, din păcate, pentru o palmă de pământ, pentru niște, nu știu, moșteniri, pentru tot felul de lucruri, poate multe dintre ele inutile, iar la final rezultatul nu este unul care este tocmai așteptat. Doamnelor și domnilor, în această seară vom discuta despre cum ar putea fi evitate conflictele, cum pot fi rezolvate astfel de conflicte, prin mediere, prin apelarea la bunul simț, prin discuții libere, prin discuții poate chiar la o cafea într-o dimineață de vară, cum este aceasta, și asta tocmai a fost foarte, foarte cald, meteorologii anunță că vor veni și zile mai răcoroase. Vom discuta despre toate aceste lucruri în această seară și nu numai, cu doi invitați speciali într-o ediție specială la Sălăjeanul TV. În primul rând, dați-mi voie să vă prezint invitatul nostru în această seară, este vorba despre doamna avocat Petronela Năsăudan. Domnia sa cred că nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare și l-avem alături de noi și pe domnul Ștefan Ștef, mediator. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit în emisiunea noastră! Mulțumim pentru invitație! Cu mare drag! Domnule Ștefan Ștef, sunteți omul care vorbiți foarte mult despre mediere, organizați întâlniri la nivelul municipiului Zalău și nu numai, din câte știu eu. V-ați întâlnit cu oamenii, ați încercat să le explicați cât de importantă este medierea, de ce este importantă medierea. Din păcate, legislația și tot ceea ce înseamnă medierea este supusă unor discuții care nu au tocmai un rezultat foarte bun, în sensul în care din centru până la gară în Zalău, medierea ajunge să fie cine știe în ce parte. Bun, înainte de toate, aș vrea să discutăm cu dumneavoastră în această seară ce înseamnă medierea, să stabilim o dată pentru totdeauna ce înseamnă de fapt medierea, după care ne vom coordina discuțiile pe parcursul acestei emisiuni. Medierea este o modalitate alternativă, spunem noi, de a soluționa un conflict pe cale amiabilă, în prezența unei terțe persoane, unei persoane specializate, și vorbim aici de un mediator, o modalitate de a soluționa un conflict în condiții de neutralitate, de imparțialitate și de confidențialitate și, bineînțeles, având liberul consimțământ și totalul consimțământ al părților implicate în mediere. Ca să putem vorbi despre mediere, avem nevoie de cel puțin două părți. În termeni juridici, să spunem, un reclamant și un pârât. În mediere nu folosim acești termeni, le denumim părți. Nu avem reclamant, nu avem pârât, avem o parte care inițiază procedura de mediere. Parcă și termenul și e puțin mai ușor decât pârât și... Da, este, mediere este o procedură informală, să spunem așa, nu este încorsetată de formalismul pe care îl întâlnim în sala de judecată, unde ne lovim de o procedură care trebuie să respecte o anumită solemnitate, pentru că acolo vorbim de autoritatea statului și impune un anumit respect. Medierea se desfășoară în cadrul unui birou de mediator, în prezența mediatorului și a părților. Și este, v-am zis, o procedură informală, o procedură la care apelăm dacă dorim să ne soluționăm conflictul și pe altă cale, și o procedură în care rămânem și pe care ducem la bun sfârșit, de asemenea, dacă dorim acest lucru. Bun, mi-aduc aminte de o întâlnire pe care dumneavoastră ați organizat-o la Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu din Zalău. O întâlnire în care doamna avocat Petronela Năsăudan mi-a tras atenția cu o concluzie, urmarea unei discuții, în sensul în care de cele mai multe ori, după ani de zile în care două părți sunt implicate într-un proces, ajung să se urască, să nu-și mai vorbească, să se ferească pe stradă. Doamna avocat a punctat foarte bine, în urma unei medieri, poate acele părți își vor da mâna a doua zi, poate că se vor înțelege, poate că se vor reîntâlni după, nu știu, 20, după 30 de ani. Deosebirea dintre soluționarea unui conflict în cadrul judiciar și soluționarea unui conflict prin această procedură a medierii pleacă de la ideea sau de la paradigma că în fața instanței de judecată, așa cum s-a precizat mai înainte, există părțile care sunt în conflict, reclamant, pârât. Sau altfel spus, eu împotriva ta. În cazul medierii, această paradigmă se schimbă. Nu mai sunt eu împotriva ta, ci suntem noi
ca să ne rezolvăm problema. Se schimbă oarecum situația, devine mai... Sigur, sigur. Deci, nu putem să ne așteptăm ca în urma organizării unei ședințe de mediere, conflictul părților să se stingă instant. Se poate întâmpla și așa, însă, mai mult ca sigur, pentru ca un conflict să poată fi soluționat în această etapă de dezvoltare spirituală a societății românești, totuși, soluționarea conflictului să comporte o perioadă mai îndelungată, însă niciodată această perioadă nu se va putea compara cu termenele lungi care sunt termenele stabilite în conflictele care se soluționează de către instanțele judiciare. În mod categoric, aceste termene sunt mult mai scurte. Dacă în fața instanței de judecată fiecare sau cei mai mulți, ca să spunem așa, să nu generalizăm, se duce cu o oareșcare reținere. Nimeni nu se duce foarte degajat, foarte detașat în fața instanței de judecată, pentru că însăși procedura solemnă a ședințelor de judecată impune o atitudine de rezervă. Poate chiar și o teamă. Și, sigur, o teamă. Pe când, dacă te duci la mediere, din primul moment în care ești primit de către mediator, un mediator profesionist trebuie să îți transmită faptul că poți avea încredere în el. De asemenea, va căuta să facă părțile să se simtă confortabil. Deci, în relația mediator-parte, partea trebuie să se simtă detașat. De ce spun, subliniez acest lucru? Pentru că medierea se bazează tocmai pe această atitudine lipsită de defensivă. Deci, pe o atitudine degajată, pe o atitudine liberă. Puse părțile aflate în conflict față în față, sigur că la început starea lor nu va fi una de agreabilitate una către cealaltă. Mediatorul profesionist își va da seama că este cazul ca el să îngăduie părților să își prezinte conflictul. El, fiecare, care va... fără o regulă. De alminteri, regula în mediere este că nu există nicio regulă. Da, foarte interesant. Nu există nicio regulă. Părțile vor merge acolo în fața mediatorului, vor începe să își prezinte situația lor. La început vom putea constata, în cele mai multe cazuri, de bună seamă, că între acele părți niciodată, dar niciodată, nu au existat și aspecte pozitive, ci doar lucruri negative și că realmente numai rău li s-a întâmplat din primul moment în care s-au cunoscut, până, indiferent de natura conflictului, indiferent că este vorba de acțiuni sau conflicte legate de dreptul de proprietate sau legate de raporturile de familie, deci indiferent în ce domeniu, la e prima întâlnire, rar se întâmplă ca oamenii să vină și să constați din comportamentul lor că ar dori să ajungă la un compromis. Foarte din păcate. Dar îi lași. Și dacă la un moment dat se constată că una din părți, prin comportament, prin mesajul pe care îl transmite, doar un cuvânt sau o idee, ai putea constata că ar fi una din părțile care ar putea să contribuie la stingerea conflictului, trebuie să plusezi, trebuie să te folosești. Mediatorul nu face expertize judiciare, mediatorul nu folosește înscrisuri, mediatorul... Deci este o meserie total
total și diametral opusă acelei teze. Nobilă, zic eu. Nobile, despre faptul că este o meserie nobilă, o să vorbim ceva mai târziu și o să vedeți în ce constă noblețea acestei meserii. Deci, ideea este că dacă ești un mediator profesionist, ai la îndemână cu totul și cu totul alte instrumente, alte mijloace. Comunicarea se găsește pe primul loc. Deci un bun mediator trebuie să fie și un foarte bun comunicator. Foarte deschis. Foarte. Odată că trebuie să fie deschis, odată că trebuie să știe exact când trebuie să întrebe părțile ceva, ce întrebare să pună părților, cum să pună respectiva întrebare, ca să o poată folosi spre a se ajunge la un compromis. Trebuie să fie un bun psiholog. Dar nu e deloc ușor, mă gândesc. Păi nu-i. Chiar nu este o meserie, nu este deloc o meserie ușoară. Cine crede că este o meserie ușoară și că poate să facă oricine, se înșală amarnic. Vreau să facem o paralelă la dumneavoastră, domnule Ștef. S-a vorbit foarte mult, inclusiv în media centrală, despre obligativitatea medierii. Vreau să stabilim în această seară, de asemenea, o dată pentru totdeauna, și să știe telespectatorii noștri, este sau nu obligatorie medierea? Nu. Prin definiție, la fel cum am zis la început și la fel cum este prevăzut în legea 192/2006 care reglementează activitatea de mediere în România, medierea este o modalitate alternativă și facultativă de a soluționa un conflict pe cale amiabilă. Se vorbește despre obligativitate dacă ne referim la informarea despre mediere. Această informare este o parte din procedura medierii, este adevărat, dar nu înseamnă că este obligatorie efectiv parcurgerea procedurii de mediere. V-am zis, este obligatorie informarea despre mediere din 15 februarie anul acesta, de la data la care a intrat în vigoare și noul cod de procedură civilă, și sunt anumite sancțiuni care se aplică de la 15 februarie. De la 1 august va intra în vigoare încă o sancțiune pentru neparcurgerea acestei proceduri de informare în anumite cazuri care sunt prevăzute expres de legea 192, dar medierea efectiv ca și procedură, ca și modalitate de a soluționa un conflict nu este obligatorie. Obligativitatea de a participa la ședința de informare, care este gratuită dacă se desfășoară în prezența ambelor părți, există. Și aici se oprește această obligativitate. După parcurgerea acestei ședințe de informare în prezența unui mediator, părțile unui conflict pot alege care este modalitatea pe care o vor urma, care este calea pe viitor pentru soluționarea conflictului. Fie aleg medierea și încearcă să rezolve problema lor prin mediere, fie merg la instanța de judecată. Încă un lucru aș vrea să precizez. Dacă părțile unui conflict aleg să încerce medierea și să soluționeze acest conflict pe această cale, dacă această mediere se finalizează fără un acord de mediere, au la îndemână instanța de judecată unde pot să-și soluționeze problema. Sau mai bine zis, unde pot primi o hotărâre care să rezolve într-un fel sau în altul problema lor. Prin urmare, trebuie făcută diferența între obligativitatea cu privire la informarea despre mediere. Aceasta este obligatorie. Informarea despre mediere este obligatorie începând cu intrarea în vigoare a noului cod de procedură civilă, cu sancțiunile care sunt prevăzute, respectiv amendă, de la 1 august. Nerespectarea sau neîndeplinirea acestei obligații cu privire la informarea la mediere se sancționează prin respingerea acțiunii ca inadmisibile. Este o sancțiune foarte grea și foarte gravă. Deci aceasta este o chestiune, informarea cu privire la mediere, și medierea în sine este cu totul și cu totul altceva. Și acest altceva nu este obligatoriu. Este din contră, este facultativ, total facultativ. Adică te duci la mediere, dar te duci cumva și cu disponibilitatea, după ce ai fost informat despre mediere, ai
cunoștințele de bază și necesare, utile, ca să constați dacă ai în tine disponibilitatea necesară, fiecare, pentru a încerca și această cale. Iar avantajele sunt extraordinar de mari. Avantajele dintre soluționarea prin mediere și soluționarea pe care judecătorească. Atunci când reclamantul se duce, pentru reclamantul se duce la mediator prima dată ca acțiunea lui să nu fie respinsă ca inadmisibilă. Ăsta e primul lucru pentru care merge. Dacă ajunge pe mâna unui mediator profesionist și cu vocație, acesta, fiind în profesia lui cum ar veni, va reuși să îi explice care sunt avantajele medierii și nu sunt puține. Inclusiv și timpul, așa cum spunea și dumneavoastră, se reduce... Foarte multe și eu am să-l las pe Ștefănuț, care o să facă o enumerare mai completă a acestor avantaje. Deci, explicându-ți avantajele, este greu de presupus că nu ai fi tentat să te duci spre partea aceasta. Deci, deja în tine se naște o a doua variantă. O a doua variantă. Te rog, și încă una foarte avantajoasă. Avantajoasă, care și rog, o să ne spună Ștefănuț, că sunt foarte multe avantaje. Câteva exemple. Dacă vorbim de timp, clar, medierea este un avantaj, pentru că, de exemplu, o mediere putem termina într-o singură ședință, câteva ore. Ori în tribunal nu se întâmplă asta, cu siguranță. No. În tribunal la 112 zile de la data când ai înregistrat cererea. Sunt 112 zile până la primul termen de judecată, iar la unele instanțe termenul este și mai mare. Bun, asta înseamnă, domnul avocat, și stres mai puțin pe sigur. Sigur. Sau, acele părți. Sau se poate întâmpla tu să ai nevoie să-ți soluționezi problema, pentru că ești o societate comercială și ție nu-ți convine să planeze asupra ta o chestiune litigioasă. Exact. Și atunci am această portiță, care este medierea. Vă rog. Este o procedură flexibilă. Asta înseamnă că părțile unui conflict care aleg medierea ca și modalitate de soluționare își pot stabili împreună cu mediatorul data la care să se întâlnească, ora, deci nu le este impus să vă prezentați în data de 30 august la ora 8:30 la sala 2 de ședințe. Vă prezentați atunci când aveți dumneavoastră timp și disponibilitate pentru a parcurge această procedură de mediere. Este o procedură confidențială. Asta înseamnă că tot ce se discută în biroul mediatorului rămâne în biroul mediatorului. E un aspect foarte important, cred că aici e... Mediatorul este obligat prin lege să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor pe care le primește prin mediere, prin intermediul medierii. Cel mai important avantaj, spune eu, este acela că îți dă posibilitatea să alegi tu și să hotărăști tu pentru tine într-o problemă care te privește. Soluția îți aparține în totalitate, prin negociere, prin comunicare cu cealaltă parte. Acordul de mediere reflectă în totalitate voința, actul de voință al celor două părți ale conflictului. Spre deosebire de instanța de judecată, unde soluția nu aparține deloc părților, aparține unei terțe persoane și domnul este avocat, dată pe baza unor hârtii. Vreau să spun că aici intervine noblețea profesiei. Că ce oare poate fi mai nobil în lumea asta decât din fața ta unui om, în prezența altor semeni ai tăi, 2-3 oameni care se află în conflict, ei pleacă de la tine, își strâng ei doi mâna, dau mâna cu tine, a la lung, poate pentru o viață întreagă, s-a terminat un conflict între ei, care, așa cum spuneam la începutul emisiunii, sau înainte, poate a început cu mult timp în urmă. Din tinerețe, poate. Poate abia acum s-a acutizat, pentru că conflictul în general, partea văzută a conflictului este partea în care răbufnește. Putem să-l asemănăm cu un iceberg, conflictul. Cea mai mare parte este nevăzută la conflict
și doar partea de deasupra, deasupra, când se vede, e criză. E tensiune, e criză și atunci trebuie să facă ceva ca să iasă din această situație. Și au această posibilitate de a merge, de a merge la mediere. Deci, părțile își strâng mâna, pleacă, conflictul lor este terminat pentru totdeauna și noblețea mai vine dintr-o cauză și anume nu o hârtie, un înscris. Un înscris al unei autorități, a unei instanțe de judecată a reușit să pună pace între cei doi oameni, ci ei, unul cu celălalt, au făcut un compromis și s-au înțeles. Au înțeles exact care sunt nevoile lor și nu și-au confundat nevoile cu dorințele, fiind în felul acesta capabili să facă un compromis. Foarte interesant ce spuneți. Medierea este ca un fel de mântuire. Nu poți trăi, spuneam într-o altă împrejurare, spuneam așa, un conflict se rezolvă printr-o sentință judecătorească. Băi, instanța și-a făcut treaba. Care poate pentru o parte este... Pentru o parte sau pentru ambele părți, exact. Mergând acasă, între părțile în conflict nu s-a întâmplat mai nimica. Sunt situații când nu s-a întâmplat poate mai nimic. Poate chiar ura a crescut și mai mult. Exact. Deci conflictul există, persistă. Dar în urma medierii, spuneam și într-o altă împrejurare, câștig. Nici una din părți nu are de pierdut. Fiecare câștigă. Tocmai de aceea spun, medierea vine așa ca un fel de mântuire. Să îngroapă toate acele răutăți, toate acele impulsuri negative și se clădește sau se realizează o nouă relație. O relație civilizată. Ăsta e motivul pentru care, poate chiar în contra profesiei pe care o am în momentul de față, vorbesc cu atâta pasiune, cu atâta încredere și cu atâta dăruire despre mediere, tocmai pentru faptul că sunt conștientă și convinsă că ne poate civiliza. Și e nevoie, să știți, pentru că, din păcate, sunt foarte multe probleme. Ar mai fi un amănunt, din păcate, zic eu, din păcate, pentru că, până la urmă, totul se rezumă la bani în ziua de astăzi, un avantaj important pe care ni-l oferă medierea și acela că putem, în cazul în care există un litigiu pe rolul instanței, dacă îl soluționăm prin mediere, ne putem recupera taxa de timbru plătită sau putem achita jumătate din cuantumul pe care legea îl prevede pentru speța respectivă. Foarte important. Foarte important. Un act normativ care a fost o ordonanță de urgență a actualului guvern, care va constitui un moment important în desfășurarea medierii. Prin acest act normativ s-a reglementat ca taxele judiciare de timbru, care sunt enorme și care pe mine mă fac să spun că transformă justiția din serviciu public în serviciu de lux. Taxele sunt extraordinar de... Să înțeleagă toată lumea. Taxa judiciară este taxa care merge fiecare reclamant, o plătește la trezoreria statului, la poștă, mă rog, unde se plătesc taxele judiciare și intră la bugetul statului. Intră la bugetul statului, iar doamna Pivniceru, în puțină ei perioadă de ministeriat, a reușit marea performanță să facă un act normativ astfel încât 30% din aceste taxe judiciare să meargă la justiție. În rest, taxele judiciare se duc la stat, iar acestea sunt foarte mari. Prin acest act normativ de referință despre care am vorbit, care este a Guvernului României, în materia dreptului de proprietate,
taxele judiciare se reduc la jumătate în transferul dreptului de proprietate, în constituirea unui drept de proprietate sau a unui alt drept real, împărțelile, partajul de bunuri, bunurile dobândite în timpul căsătoriei și care de regulă se împart după desfacerea căsătoriei. Masa succesorală după cei care decedează. În toate aceste împrejurări, taxa judiciară este mult mai avantajoasă în condiția în care litigiul se stinge prin mediere. Este la jumătate, ceea ce e foarte mult. 50% e... Imaginați-vă că taxa judiciară, ca să fie mai pe înțelesul tuturor, dacă avem de împărțit un apartament în urma desfacerii căsătoriei, pentru stabilirea bunurilor, mă rog, spunem a apartamentului, taxa judiciară se calculează având în vedere valoarea de prin aplicarea unui procent din valoarea de impozitare a apartamentului. Un anumit procent din valoarea de impozitare. Valoarea de impozitare este relativ mare. Așa este. Este mare. Și atunci taxa judiciară la rândul ei este mare. Trece de 1000 de lei, trece care bine. Doamna avocat, este sumă... E foarte mult, trece peste 1000 cu mult. N-am venit eu foarte bine pregătit, nici nu sunt foarte bună matematiciană, dar pot să apreciez corect că trece peste 1000 de lei, ceea ce este foarte mult. Dacă te duci și reușești să faci acest partaj și să închizi litigiu prin mediere, taxa este jumătate. O să vă rog frumos, doamna avocat, să nu vă uitați ideea. Vom lua o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni, doamnelor și domnilor, la discuțiile noastre. Viața ne ține departe de casă, dar când ajungem în sfârșit acolo, vrem să simțim că a meritat efortul. Înfrumusețează-ți casa cu bucătării, dormitoare, camere de zi și alte piese de mobilier cu reduceri de până la 40%. Peste 100 de magazine Lens te așteaptă în toată țara. Lens înfrumusețează casele românilor. Informații la telefon 0733 034 992 sau 0733 034 995. Lemn Zalău vă așteaptă pe Bulevardul Mihai Viteazu, numărul 95 per A, lângă Casa de Pensii. How do you describe a feeling? Activ Plața Mall Zalău este locul ideal pentru cumpărături și distracție. Vrei să petreci o zi de vis cu prietenii ori să-i faci o surpriză copilului tău? Cauți un cadou pentru cineva drag? Te-ai plictisit de garderoba ta și dorești să o schimbi? Profită de reducerile verii între 30 și 50% la încălțăminte, articole sportive, haine casual și imaginea ta va fi altfel. Vino la Activ Plața Mall și vei rămâne și cu bani de vacanță. Vă așteptăm de luni până vineri între orele 9:20 și sâmbătă între orele 9 și 19. Ne găsiți pe strada Unirii numărul 13 lângă piața centrală. Activ Plața Mall, distracția ta de shopping din orașul tău. ÖZ ProServ SRL este aproape în cele mai grele momente cu servicii de înhumare complete. Te putem ajuta să aranjezi înmormântarea în cel mai mic detaliu, oferindu-ți toate serviciile de care ai nevoie, indiferent de confesiune. Contactează-ne! Când ești copleșit de durerea pierderii celor dragi, eliberează-te de stresul organizării funerariilor. Noi suntem profesioniști, de la îmbălsămare, îmbrăcare, cosmetică, transport de la spital și până la toată gama de sicrie. Cruci, monumente funerale, flori sau accesorii, batiste, prosoape, îți oferim cele mai bune oferte din zonă. Ne ocupăm și de întocmirea dosarului pentru ajutorul de înmormântare și asigurăm meniul pentru pomană în orice localitate din Sălaj. Personalul calificat de la SCÖZ ProServ SRL stă la dispoziție inclusiv pentru întreținerea mormintelor dacă alegi unul dintre cele 12 cimitire pe care le avem în administrare.
Vrei să amâni cu câteva zile înmormântarea? Nicio problemă! Noi îți punem la dispoziție camere frigorifice și mașini special amenajate pentru ca toți cei dragi să-și poată lua rămas bun. Contactează-ne la orice oră la numerele de telefon 0745 899 939 sau 0260 67 65 51. Ne găsești în Șimneul Silvaniei pe strada Ion Creangă, numărul 18, zona Liceului Industrial, zilnic între orele 6 și 22. SCEZ Protserv SRL, alături de tine în cele mai grele momente. Vital Rope Industrie SRL produce și comercializează frânghii, sfori, parâme și plase. Sunt Luciano Vitale, top manager. Bună ziua, sunt Luciano Vitale, top manager al Corderia Vitale SNC cu sediul în Italia, firmă producătoare de sfori. Din 2011 am deschis o altă unitate productivă în România, cu sediul în Zalău, Vital Rope Industrie SRL, pentru a satisface exigențele tuturor clienților noștri. Sperăm că vom satisface și exigențele dumneavoastră. Produsele pot fi folosite în domeniul nautic, industrial, în construcții, pentru camping sau pentru casă și grădină. Vital Rope Industrie SRL, specialistul în sfori, frânghii, parâme și plase. Calitate superioară la prețuri atractive. Ne găsiți în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 62, în curte la fosta ICRA. Telefon 0260-620-100 sau la e-mail vitalraup@clicknet.ro. Vital Raup Industrie SRL caută distribuitori. Viața ne ține departe de casă. Dar când ajungem în sfârșit acolo, vrem să simțim că a meritat efortul. Înfrumusețează-ți casa cu bucătării, dormitoare, camere de zi și alte piese de mobilier cu reduceri de până la 40%. Peste 100 de magazine Lens te așteaptă în toată țara. Lens înfrumusețează casele românilor. Informații la telefon 0733 034 992 sau 0733 034 995. Lemn Zalău vă așteaptă pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 95/A, lângă Casa de Pensii. Am revenit, doamnelor și domnilor, vă reamintesc, suntem la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Invitații noștri din această seară sunt doamna Petronela Năsăudean, avocat, nu cred că mai are nevoie de niciun fel de prezentare în județul Sălaj, și domnul Ștefan Ștef, un important mediator, omul care, acum nu, sper că nu greșesc, ați adus mediarea oarecum în Sălaj. Corectați-mă, dar ați fost unul dintre... Să promovați, să discutați despre mediere, exact. Discutam în pauză despre faptul că ar fi bine să dăm, nu știu, un studiu de caz, evident minimalizat cât mai bine, astfel încât să-și facă o imagine și telespectatorii noștri despre ceea ce înseamnă mediere. Doamna avocat, domnul Ștef, fictiv, sunt doi oameni în Șimneul Silvaniei care de 30 de ani se ceartă pentru o jumătate de metru de teren pentru un gard din curtea lor. Bun, ce se întâmplă cu cele două persoane care ajung în biroul dumneavoastră? Odată că la mediator părțile pot să se prezinte ele singure sau pot să se prezinte împreună cu avocatul fiecăreia dintre ele. Deci povinile noastre cu avocații. Prin urmare, de aici și pleacă ideea că între profesia de mediator și cea de avocat nu există niciun fel de interferență negativă. Eu spun din contră, și avocatul este câștigat atunci când un conflict se rezolvă prin mediere, având în vedere faptul că ceea ce urmărește partea din sau justițiabilul, clientul, ceea ce așteaptă dinspre partea avocatului, este aceea să-i rezolve conflictul, litigiul lui, cât mai repede, cât mai bine și cât mai eficient. Pe om nu-l interesează de câte ori mă duc eu la tribunal. Nici n-ar trebui să-l intereseze, din contră ar trebui să-l agaseze faptul că eu mă duc într-un an în fiecare lună la instanța de judecată pentru ca să soluționez litigiul lui.
Deci nu interferează negativ profesia de mediator cu cea de avocat. Părțile se duc în, spunem așa, că au admis să își rezolve litigiul prin mediere, se duc frumos la mediator în prezența avocaților lor și se las, depinde aici, v-am spus, nu există o regulă. Depinde cum este omul. Depinde de fiecare cauză, fiecare conflict, fiecare mediator are propriile pârghii cu care abordează părțile pentru ca ele încetuț să ajungă să facă un compromis. Le sugerează anumite... nu manipulează. Mediatorul nu manipulează, dar le sugerează să facă distinția necesară între nevoi și dorințe, că și eu aș vrea să fiu Claudia Schiffer, dar nu sunt. Eu trebuie să știu exact cine sunt eu. Tot așa, și dacă te duci la mediator, trebuie să știi exact de la ce a pornit conflictul respectiv. De ce gardul ăla care ne desparte proprietățile îi cu 40 de centimetri pe proprietatea mea? De când? N-a existat oare o graniță naturală din bătrâni, din vechime bătrâni, între cele două proprietăți? Ce s-a întâmplat? Mediatorul îi lasă pe oameni. Ăsta trebuie să-i explice, reclamantul trebuie să-i explice, reclamantul din instanță, pentru că în fața mediatorilor, așa cum spunea domnul Ștef, nu există reclamant și părât, dar fiecare trebuie să-și susțină cu argumente de ce au ajuns în starea de conflict care trebuie să-l soluționeze. Lăsându-i, exact cum v-am spus adineori, lăsându-i, un om nu poate fi în întregul lui făcut numai din răutate. Nu este imposibil. Are și o parte sensibilă. Are o parte. Doar nu acolo, animale. Breșa aia de sensibilitate, de umanitate, de bunătate, mediatorul trebuie să aibă dibăcia necesară să o exploateze, să o folosească și de la o parte mică, bună, să faci una ca mulgărele de zăpadă. Se rostogolește, devin conștienți. Le mai explici și în felul următor. Bun. Se poate întâmpla ca acest litigiu să nu se rezolve prin buna înțelegere. Deci dumneavoastră așa credeți că în continuare trebuie să fiți în dușmănie și că ce-o da instanța, că de regulă asta este expresia. Nu mă împart să fie ce-o da instanța. Odată că instanța nu poate hotărâ decât în baza legii. Dacă ori legea nu este întotdeauna legea, nu se pliază pe dreptul natural. E o diferență mare. Este foarte interesant. Între lege și dreptul natural, o diferență de la cer la pământ. Legile care sunt astfel făcute încât să se apropie de dreptul natural, ele sunt agreate de o masă mare de oameni. Și atunci conflictul apare numai în situații extreme. Pentru că oamenii admit că e o lege bună, doar că o lege care asigură dreptate în proporție foarte mare și atunci o respectă. Și ajung în instanță doar cei care în mod tendențios, intenționat, cu rea voință, nu respectă legea. Dacă este o teorie și o ipoteză, dacă toate legile ar fi foarte bune, ar însemna că acestea ar fi însușite și respectate de oameni, iar în instanță ar ajunge numai cei care într-adevăr sunt foarte sunt certați cu legea. Dacă în instanță ar ajunge numai cei care sunt certați cu legea, s-ar ajunge la ceea ce în termeni tehnici, juridici, este consacrat sub sintagma calitatea actului de justiție. Deci s-ar ajunge acolo unde actul de justiție ar deveni unul de mare calitate. Cât timp am fost judecător,
m-am gândit așa, nu odată, am și scris, deci am făcut public, nu n-am ținut pentru mine sau așa, nu mă încerc restâns să mă exprim. M-am exprimat public și am spus așa, dom'le, dacă într-o ședință de judecată există, la vremea când eram judecător, aveam numai la recurs, ședințe de recursuri cu câte 80 de dosare. Imaginați-vă că în fiecare dosar de recurs trebuie să existe cel puțin două dosare. Unul care s-a judecat la fond și unul care cu toate documentele și cu memoriu pentru recurs. Deci, oricum, minimal două dosare. Da, păi dacă sunt agvirate, da, păi dacă cele de la fond sunt așa. Da. Trebuie... Deci, un act de calitate de justiție presupune să ai timp să vezi fiecare hârtie din dosar. Bun, asta presupune, domnul avocat, presupune o muncă... Titanică. O viață întreagă. O viață întreagă mi-am dedicat-o profesiei. M-am trezit și nu este nici acesta, nu este un secret. Despre chestiunea aceasta toți colegii mei știau. Mă trezeam la 4:30, la 5:30, cel mai târziu, ca să pot motiva hotărârile. Ziua de muncă se termina la 11, la 12 sau chiar mai târziu. Și poate că aș mai fi continuat, dar nu mai aveam resurse, mă epuizam. Bun, și cum ați, nu știu, cum ați reușit? O întrebare întreb deja într-o... Nu poți să faci lucrurile acestea decât dacă îți place ce faci. Pasiune. Nu m-am simțit obosită decât după miezul nopții, când inerent și obiectiv îți cade bioritmul. Dar nu m-am simțit obosită de profesia aceasta, de aceea am putut să o fac așa cum am făcut-o. Deci spun așa, trebuie să studiez dosarul respectiv. Când ai intrat în sala de judecată și părțile și avocații să te perceapă, domnule, ai impus respect acestora pentru că au constatat că tu ai știut bine dosarul. Tu știi bine dosarul. Părțile care se judecă îți arată și respect pentru faptul că tu știi bine dosarul. Se vorbește despre tine ca judecător în termeni laudativi. După aceea, trebuie să ai răbdare, trebuie să ai răbdarea necesară să asculți părțile. Dar acestea nu se întâmplă decât, cum să vă spun, ipotetic. Pentru că la 80 de dosare, dacă asculți toate părțile, în fiecare dosar sunt cel puțin două părți, nu? Părâtul și reclamantul sau recurentul și intimatul. Deci ca să poți să asculți toate, n-ai timpul fizic suficient. După aceea trebuie să asculți pledoariile avocaților. Eu personal niciodată nu am cerut ca avocații să își concentreze pledoariile, pentru că eu știam cu câtă dăruire și cu câtă responsabilitate își construiesc pledoariile. Și revin la ce am început să vă spun, că de multe ori m-am gândit așa, că avocații ne-ar putea da în judecată, atunci când eram judecător, ne-ar putea da în judecată pentru faptul că realmente ne exercităm în mod abuziv profesia, pentru faptul că nu putem să de fiecare dată să le ascultăm în integralitate pledoariile. Vă imaginați că în 80 de dosare sau 70, câte ori fi ele, cel puțin jumătate din părți vin cu avocați. Trebuie să ai răbdarea necesară să asculți. Nu aveai timpul necesar. Foarte multă muncă. Pe urmă, venea deliberarea. Nu discutăm despre deliberare, pentru că asta se întâmpla în fie de singurul judecător, dacă era complet de unul, de doi sau de trei judecători. Dar vorbim despre sentință. Sentința trebuia scrisă. După ce ai dat soluția în urma deliberării, trebuia să scrii sentința. E, aici am rămas datoare profesiei de judecător și de aceea am devenit avocat. Pentru că mereu eram nemulțumită că nu pot să scriu în sentințe atâta cât aș fi vrut. O sentință care să-mi dea satisfacție ca judecător era acea sentință în care reclamantul știa de ce a câștigat și părâtul știa de ce a pierdut. Adică eu aveam argumentele de fapt și de drept necesare și ca să pot să fac părțile să înțeleagă pentru ce au fost un an de zile sau 6 luni de zile sau cât ori fi fost în fața instanței de judecată. Reușeam și nu reușeam. Și vă spun și aceasta nu mi s-a întâmplat numai mie. Se întâmplă la majoritatea judecătorilor. Nu au timpul fizic să motiveze atâta cât să convingă. Și atunci, în momentul în care
am renunțat să mai fiu judecător, am spus, în complinirea a ceea ce am fost până acum, voi fi avocat. Și asta și fac în momentul de față. Îmi completez, mă simt datoare să îmi completez tot ceea ce n-am putut să fac avocat. Fie sub aspectul studiului, fie sub aspectul argumentației, diferite alte... Vom povesti, nu știu, mai multe detalii, mi-aș dori să le dezbatem într-o emisiune următoare. Timpul trece foarte repede, mai avem mai puțin de 4 minute la dispoziție. Domnule Ștef, știu că sunt organizate și cursuri de mediator, pentru că sunt persoane care probabil după astfel de cursuri poate chiar ar fi de folos comunității ca mediatori. Da, un mic lucru aș dori să adaug înainte. Medierea, mai timid acum la început, dar sper eu că pe viitor puțin mai cu rezultate mai vizibile, încearcă să degreveze instanțele de judecată, de o parte din dosarele care, să zic așa, îngroașă listele de și care știu că se confruntă cu grave probleme personale, lipsa personală. Și pot concura la calitatea Spețe care sunt foarte bine pretabile medierii și care n-ar avea ce să caute, spunem noi, pe rolul instanței de judecată. E adevărat, cum spuneam, mai timid la început, dar cu pași înceți înaintăm. Și ca să revin la întrebarea dumneavoastră legată de cursuri, în mod normal, orice persoană care are studii superioare, care are o vechime în muncă de cel puțin 3 ani, poate urma un curs de formare ca și mediator și se poate autoriza ca mediator și poate profesa pe viitor. Cursuri de formare mediator se desfășoară peste tot în țară. S-au desfășurat și în Zalău și vor mai fi chiar în luna august. Am zis că, dar la avocat, sunt niște cursuri foarte serioase, da, dure, este un curs care durează 2 săptămâni, sunt 80 de ore de curs, se lucrează intensiv, se lucrează teoretic, se lucrează practic și spun eu că pentru cei care vor să urmeze cursul și care sunt interesați să profeseze ca și mediator, să aibă rezultate, cursurile sunt de mare folos. Da, nu știu, pe final de emisiune, ce le-ați recomanda în cele 2 minute care ne-au mai rămas la dispoziție celor care vor să apeleze la instanță pentru a-și rezolva un conflict? Știm cu toții, sunt foarte multe, din ce în ce mai multe cazuri, din păcate, de divorț. Oamenii se dau în judecată pentru terenul, pentru tot felul de lucruri, unele din păcate banale. Din punctul meu de vedere, primul pas atunci când avem un conflict este să încercăm să-l rezolvăm pe cale amiabilă. Fie prin negociere directă cu cealaltă parte, fie cu ajutorul unei terțe persoane, avocat sau mediator sau orice altă persoană care poate intermedia o comunicare, este primul pas pe care trebuie să-l facem. Făcând abstracție de obligativitatea procedurii de informare în cazurile expres prevăzute de lege, eu sper și pentru asta promovez medierea, ca noi să fim din ce în ce mai conștienți că acesta este primul pas pe care trebuie să-l facem. Rezolvarea amiabilă și doar în cazul în care nu avem succes pe această cale, să apelăm la instanța de judecată. Doamna avocat, să mai facem, puțin 2 minute. Să facem să scadă numărul proceselor, pentru că am ajuns la 3 milioane de procese pe an. La nivel național? La nivel național. Foarte mult. Enorm. Iar numărul de judecători este aproape constant, el nu este mai mare de 3.000 către 4.000 de judecători pe țară. Pe țară. Foarte puțin pentru număr atât de mare de procese. Păi, dar despre ce vorbim? Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, dar nu ne luăm rămas bun pentru că ne-au mai rămas foarte multe lucruri de dezbătut. Din păcate și Strajul nu face excepție, avem foarte multe probleme de proprietate, carte funciară. Oamenii se dau în judecată pentru terenuri, pentru suprafețe care au ajuns motiv de scandal în familii, între frați. Cred că ar fi foarte interesant să le dezbatem în emisiunea noastră viitoare. Până atunci să mulțumesc tare mult încă o dată pentru prezența noastră în emisiune. Și noi vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și în această seară. Să aveți o săptămână cât mai plăcută. La revedere!